ne-am găsit comoara inimii noastre. Și dacă a rămas comoară pentru noi, înseamnă că este comoară până la sfârșit. Și va fi comoară până la sfârșit. Vreau să citesc doar două versete din textul acesta și pe urmă vă voi extinde la unul dintre cele mai frumoase cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos după proclamarea programului său misionar pe pământ. Versetul 7. Când, așa, versetul 19 din textul vază, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Doi dușmani avem aici. Molile, adică degradarea. Molile, degradarea, entropia asta. Aici, în lumea asta, totul se degradează. Și hoții, prin care cel mai mare hoț este diavolul. Diavolul este hoțul, ostul cel mai puternic și pervers, care de multe fură și inimile oamenilor, cu șiretlicul lui. Iubiții mei, oamenii pe pământ au comori pământești și unii dintre ei, cu aceste comori pământești, vor să-și facă comori cerești. Pentru că comorile celești sunt mai de valoare decât, dacă înțeleg valoarea lor. Dacă înțeleg valoarea lor. La unii, iubiții mei, banii comoară, aici pe pământ, comoară pământească. La unii, bitcoi, valorile astea concentrate, dacă vreți, alții dolari, alții euro, alții apartamente, alții mașini, alții orice pe pământ, e o comoară pentru ei. Pentru asta se zbate. Pentru unii, în schimb, comoara e familia. Pentru unii sunt copii. Valoare. Cu care doresc să moștenească cerul. Alții e aproapele nostru, e o comoară. Care vrea să ajungă această comoară în cer împreună. Domnul Iisus a consacrat viața lui, comorii lui pentru biserică. Și el s-a luptat să-și păstreze comoara aceea de mare preț, a cumpărat, dacă vreți, țarina toată. Împărăția aceea se aseamănă cu o comoară care o găsește și cumpără toată țarina aceea ca să poate cumpăra. Țarina e lumea. Domnul a răscumpărat întreaga lume, dar în toată lumea el are nevoie doar de comoară bisericii. Doar de comoară aceasta are nevoie. Restul Dumnezeu va da cu pumnul în omenirea aceasta, în cosmul acesta, va eradica tot păcatul lumii aceea și va instra o nouă împărăție unde biserica lui va fi conducătoare împreună cu el. Aceasta e valoarea Domnului Iisus. Cine prețuiește valorile pământești, cu ele vor rămâne. Aici. Pentru că unde este inima voastră, acolo transferați valorile. Transferați. Acolo unde e inima. Pentru ce vă zbateți pe pământul acesta? Acesta este rezultatul. E drept Dumnezeu. Să dea omului după efortul, munca și truda lui. După faptele lui. După faptele. Mântuirea este câștigată ca cu prețul Domnului Iisus, cu sângele lui, dar veșnicia, dacă vreți, eternitatea noastră, iubiții mei,
se dovedește prin credință, prin fapte. Prin fapte. Răsplătirile noastre sunt prin fapte. Faptele noastre dovedesc cât de multă credință avem, cât de mult ne încredem în comoara noastră, care este Iisus Hristos. Pentru că așa am zis, până la moarte, Doamne, mai mult decât moartea noastră ești Tu. De-aia și am mărturisit public, să audă cerul, să audă pământul. Că noi îl iubim mai mult pe Domnul Iisus și ne dăm viața pentru El. Dar ne dăm viața pentru cine? Pentru comorile astea sau pentru cer? Iubiți mei, e o pildă la care Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit. Aduceți-vă aminte. Pilda ispravnicului necredincios. Acel ispravnic, iubiți mei, suntem fiecare. Dumnezeu i-a cerut socoteala acestui om. Dă-ți seamă, dă-ți socoteală de ispravnicia ta despre tot ce ai lucrat, pentru că te-am pus responsabil, ispravnic, dă socoteală, justifică-ți activitatea. Și el a înșelat pe Dumnezeu. L-a înșelat. Și s-a dus la datornicii lui, zice, tu ești dator atâta. Știi ce? Ia zapisul și scrie cu mâna ta că ți-am redus datoria. Ți-am redus-o la 80. 20 mi-am rezervat-o pentru viitor. La celălalt s-a dus să-i prade, tu cu cât e înător? Cu atâta. Ia scrie tu cu degetul tău că ți mai rămâne doar atâta și restul lasă-mi seama mea. Ca atunci când Dumnezeu mă va scoate din ispravnic, că știa că îl scoate, să rămână, dacă vreți, în contul celuilalt 20 sau cât o i-a lăsat, să rămână, ca atunci când îi pleacă din, așa, să mai poată trăi pe pământ din resursele lui Dumnezeu, care l-a înșelat pe Dumnezeu, care l-a înșelat. Eu dau mai puțin lui Dumnezeu în socoteală și Dumnezeu ce-a zis? Măi, uite-mă, omul ăsta e înțelept. El s-a gândit la viitorul lui și și-a rezervat anumite resurse pentru viitorul lui ca să mai poată trăi. După ce o dau afară. Și atunci Domnul Iisus nu că laudă escrocheria lui sau înșelarea lui, ci zice, fii acestui viac, îți mai înțelepți ca fii luminii, că ei nu știu să-ți rezerve viitor fericit cu ajutorul acestor bogății nedrepte, cu ajutorul resurselor pământești. Nu știu și nu vor. Nu vor. El cu resursele mele a vrut să-și creeze viitorul. Cu resursele mele. Ca aceia care îl vor primi în slujbă să zică, mă, m-a lăsat ceva, hai că-i dau înapoi acum, după ce l-a scos din ispravnicie, îi dau înapoi, când m-a lăsat din resursele lui Dumnezeu. Iubiții mei, aici o înțelepciune la care noi trebuie să ne dăm seama. Este înțelepciunea principiilor lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte tânărul bogat. Tânărul bogat. Vățătorule, ce să fac să moștenesc cerul? Vreau să ajung acolo. Da? Frumos gând. Frumos. Intenție bună. Cunoști poruncile? Da. Toate cele 6 porunci care referitor la oameni, la ei, să nu fur, să nu mint, să nu înșel pe nimeni, referitor la oameni. Dragul meu, tu ești iubit de mine, ai intenții foarte bune, dar știi ce? Ca să fii desăvârșit, să dovedești într-adevăr că vrei să ajungi în cer, vinde tot ce ai! De la aceea care tu zici că iubești. Aceea care tu ai, prin care ai respectat legea. Vinde tot ce ai, dar tot. Și vină după mine și urmează-mă. Lasă toate bogățiile tale aici, prin vânzare, adică prin darea la cei săraci.
Venitul tău să meargă la tot la cei săraci. Ești de acord? Și atunci vei moșteni cerul. Când a auzit el că trebuie să dea tot pentru a moșteni cerul, ce a zis? Fața lui opălit. Cum să dau eu tot? Tot pentru cer? Ca să moștenesc cerul trebuie să dau tot? De ce n-a putut da? Pentru că inima lui e legată de valorile astea. Inima lui era legată pentru că era bogat. Bogăția aceasta pământească era un idol pentru el. A iubit mai mult bogăția decât să o dea în contul săracilor. Adică la propunerea lui Dumnezeu. Să nu se mai încreadă în bogățiile lui, să se încrede în bunul învățător. Numai că bunul învățător, el nu l-a crezut că e Dumnezeu. O rămas pentru el bun învățător, un învățător care știe să învețe bine. O știe să învețe bine. Și Domnul Iisus n-a fost măgulit de expresiile lui. Pentru tine e doar un singur învățător. Da. Dar dacă ai crede că eu sunt Dumnezeu, dacă ai crede că eu sunt Dumnezeu, înseamnă că ai crede că și eu pot să te răsplătesc pentru faptele tale. Faptul că m-ai ascultat și ai vândut tot, eu sunt acela care sunt comoara ta. Eu te-am provocat să vinzi, eu te-am provocat să moștenești cerul, dacă în schimbul bogățiilor tale. Credeți că el a dat bogățiile pentru cer? Nu le-a dat. Bogățiile lui, deși era tânăr, nu știu cum le-a obținut, nu le-a dat pentru cer, ci și-a întors spatele la Iisus, și-a întors fața întristat de tot. De ce întristat? Pentru că inima lui cerea viață și l-a refuzat viața. El a fost iubit de Iisus și a refuzat iubirea lui. A refuzat iubirea lui, întorcându-i fața, spatele. Iubiții mei, unde e inima noastră, acolo e comoara noastră. Noi spunem că copiii e o comoară, nu? Și de vorbind este, pentru că Dumnezeu le-a dat viață din viața noastră. Și le-a dat în viața veșnică pe care noi o dorim să o moștenim împreună cu ei. Dar facem noi tot posibilul să ajungă ei în cer? Investim noi pe pământul acesta viață veșnică? Adică trăire spirituală de rangul vieții veșnice, dar nivelul vieții veșnice prin credință? Investim? Nu! Neglijăm copiii! Îi facem și dăm la școală! Învețe școala, învețe educatorii, învețe societatea și noi nu ne ocupăm de ei. Unde ajung copiii? La unii, iubiții mei, la unii comoara lor e biserica, e frații, aceștia sunt lucrători, credințați de Dumnezeu. Ei sunt, dacă vreți, împreună moștenitori cu propria lui biserică care a crescut-o și a format-o. Pentru scopul suprem e ca biserica să fie edificată și pentru ea să zărfește până la sânge. Iubiții mei, cine nu se zărfește pentru Dumnezeu nu are șanse de răsplătire. Nu vinde tot să cumpere comoara aceea, nu vinde tot, vinde parțial. Crezând că îl mulțumește pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu îl mulțumește decât jertfa întreagă. Vinde tot. De tot la săraci. Jertfa întreagă. Sau credeți dumneavoastră că Dumnezeu vrea jertfa noastră pe jumătate? Noi pe jumătate? Dumnezeu nu lucrează cu jumătate de măsură. Ori tot, ori nimic. Ori inima ta toate la Dumnezeu, ori toate în lumea aceasta. Nu poți să slujești în același timp, adică într-o secundă, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu poți! Gândiți-vă dumneavoastră, într-un minut, să fii în două luntre, într-un minut.
într-un timp oarecare, să fii și în viața aceasta și în viața veșnică. Poți să fii. N-ai cum. N-ai cum. Ori lui Dumnezeu tot, tot pământul acesta. Ori... Dar ce ar câștiga om să câștige tot pământul și a pierde sufletul? Omul pe om nu se poate răscumpăra. Să zicem că ai valori foarte mari și pentru copiii mei dau valori mari, numai să fie răscumpărat. Nu se poate. Nu se poate plăti prețul răscumpărării. Nimănui, niciunui om a știut asta. Deci nu se poate răscumpăra unul pe altul. Eu nu pot răscumpăra copiii. Deși mi-aș dori să fac tot posibil, să-mi dau viața pentru ei, dar nu pot. N-am eu harul și darul să am preț de răscumpărare pentru ei. Pentru că prețul de răscumpărare este sângele Domnului nostru Iisus Hristos, doar El. Hai să mergem în 49. Haideți să vedeți prețul care trebuie plătit și dacă se poate oarecare, oarecum. Au valori mari, mari, de miliarde, miliarde, zeci de miliarde. Zeci de miliarde, iubiții mei. Zeci de miliarde, dar nu se pot răscumpăra pe ei. Ascultați-vă în Psalmul 49. Vă rog, sau notați-vă versetul acesta, că l-aveți în Scriptură și dumneavoastră. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Nu pot. Nu pot oamenii. Așa, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Adică eu investesc ceva și dau lui Dumnezeu prețul răscumpărării sufletului meu. Nu pot, n-am cum, n-am unde. Răscumpărarea sufletului. Ce-i preț? Acesta e prețul cel mai mare pentru Dumnezeu, pentru care a murit Domnul nostru Iisus. Prețul sufletului nostru. Prețul sufletelor este așa de scumpă, răscumpărarea sufletului, este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor așa, nu se va putea face niciodată. Deci doar Domnul Iisus prin sângele Său, prin iertarea păcatelor, poate să ne răscumpere. Dar suntem noi angajați să plătim prețul acestei răscumpărări? Ce să facem noi să plătim prețul? Este viață pentru viață. Nu cere Dumnezeu mai puțin. Eu mi-am dat viață pentru tine, tu dă-ți viața pentru mine și lucrarea mea. Nimic mai puțin. Nimic mai puțin. Până când îți slujești pe Dumnezeu? Cât ai zis? Până mi-a toate bogățile, toate comorile, așa ai? Dar cine ne-a pus pe noi să scoatem din gură așa ceva? Nu ne pune nimeni. Și nici nu era mărturie pentru nașterea noastră din nou. Nu. Pentru că declarația noastră e mărturie unui cuget curat. Înseamnă că cugetul nu a fost curat, sfințit, lămurit și naștere de nou exista. Și atunci am zis, până la moarte, Doamne, prețul nostru cel mai mare ești Tu. Și pentru Tine îmi dau viață dacă este cu putință. Dacă Tu vrei prețul vieții tale, egal prețul vieții mele. Și atunci se va face lucrul acesta și Dumnezeu va fi satisfăcut. Jertfă întreagă. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și desăvârșită. Aceasta va fi pentru voi slujba duhovnicească. Doar așa. Altfel, Dumnezeu nu primește jertfă. Nu primește jertfă. Oricâte cântări am cântat, oricâte melodii le-am cunoaște, oricât am face vândă, nu putem să ne răscumpărăm sufletul. Nu putem să fim mântuiți dacă nu plătea Domnul, pentru comoara noastră toată țarina, nu putea să aibă parte de comoare. El trebuia să-și dea tot pentru toată lumea, tot sufletul, viața, totul. De aceea mi-aș dori să lucrăm cu măsuri întregi.
Dacă vrem să avem viață veșnică, trebuie să investim în suflete, în oameni. Pentru că ei vor fi aceia când vom ajunge în cer, datorită ție am ajuns aici. Prin jertfa ta am ajuns aici. Prin credința ta am ajuns aici. Datorită credinței și a jertfei tale am ajuns până aici. Ăsta e prețul. Preț pentru preț. 50-50. Asta este dacă vrei ceea ce cere Dumnezeu. Vinde tot dacă vrei să ai comoara aceasta. Dar vino după mine după aceea cu ea. Vino după mine. Și unde e comoara ta, acolo va fi și răsplata ta. Unde intenționezi să ajungi, lucrează pentru ea. Vrei cerul? Luptă-te pentru cer. Investește în cer. De aici, de pe pământ. De aici investește. Roagă-te pentru soțul tău să ajungă în cer. Roagă-te pentru copiii tăi să ajungă în cer. Roagă-te pentru familia ta, toate să fie în cer. Roagă-te și stăruiește. Lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu să fie, să crească din zi în zi. Dă hrană și binecuvântare la cei care sunt subordonați și vei avea răsplată. Nu aici, comoara ta este acolo unde duci cărămizile, acolo unde investești. Aici noi lucrăm și aducem dincolo cărămizi, dacă vreți. În noul nostru templu noi zidim de aici. Și când vom ajunge acolo, în locul pregătit de Dumnezeu, vom intra prin sudoarea feței noastre, prin lupta noastră, prin biruința în numele Domnului. Nu noi biruim, El a biruit pentru noi. Dar noi trebuie să ne adaptăm principiile Lui de slujbă și de jertfă. Pentru că aceasta am fost chemați. Altfel degeaba am crezut. Altfel degeaba ne-am trudit. Degeaba am rost scaunele din biserică. Dacă viața noastră nu e răsplătită cu o comoară sfântă în cer. Dacă nu ajungem în cer noi și copiii noștri, ce rezultate munca noastră? Dolari, euro și averea și apartamente și mașini ce avem. Toate sunt degradabile. Aici le poate fura. Și rămânem cu mâna goală. Dar dacă investim în ce trăiește, în suflete, în inimi, într-o viață sfântă, într-o viață curată, investim în noi. Punea Apostolul Pavel lui Timotei, dacă vei vorbi și vei face așa, cum îți spune el, te vei mântui pe tine și vei mântui și pe cei ce te ascultă. Slăviți să fie Domnul! Asta este rostul bisericii. Pentru asta s-o jefi Domnul Hristos. Nu a trăit o viață de huzuri pe pământul acesta. Și crezând că îl îndulcim pe Dumnezeu sau îl înduplecăm pe Dumnezeu să ne dea viață pentru glasurile noastre frumoase, pentru instrumentele noastre, cum știm de cânta. Nu! În cer Dumnezeu are instrumente mult mai scumpe și mai frumoase. Când vom ajunge acolo, vom binecuvânta că nu meritam să ajungem acolo, dar prin îndurarea Lui ne-am străduit aici cât am putut. Și Domnul ne va răsplăti pe noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Unde vrem să fie comoara noastră, acolo pentru asta trebuie să lucrăm. Pentru asta merită. Doar pentru asta. Restul sunt gunoaie. Gunoaie. Nu că nu avem nevoie de gunoi, că nici plantele nu cresc fără gunoi, fără îngrășăminte. Dar rostul nostru este să aducem rod. Și rodul prin gunoi. Prin gunoi. Prin gunoi. Fără gunoi nici rod nu este. Investiți în cer, faceți bine oamenilor. Ca la vremea cercetării să-și aducă, mă, datorită lucrare, mă, mi-o deschis mintea, bă, și faptele lui m-au determinat. Viața lui m-a făcut să înțeleg. Totuși este cu putință să poți ajunge în cer. Este să trăiești o viață binecuvântată. Este cu putință. Se poate trăi prin Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Se poate! Dar pentru aceasta trebuie să fim o jertfă sfântă și să vadă faptele noastre neprihănite ca la vremea potrivită. Dacă Dumnezeu are în gând să-L mântuiască, îl va mântui prin cercetarea Duhului. Prin sfințirea sângelui, prin iertarea păcatului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne sfințească, să conștientizăm
că Dumnezeu are nevoie de comori vii, nu moarte. Comoara vie sunt sufletele noastre. A tuturor acelor pentru care a fost rânduită Evanghelia să fie propovăduite și crezând în ea să aibă viață veșnică. Amin.